La nivel global, cam o persoană la 30 de secunde decedează prin cancer bronhopulmonar. Foarte mult, când avem o afecțiune care omoară atât de mult, coincidență atât de mare, trebuie să mergem pe două ramuri. Având în vedere și faptul că se diagnostichează în stadii foarte tardive, peste 90% sau 85-90% să spunem dintre cancere sunt inoperabile, cancerele pulmonare sunt inoperabile la momentul diagnosticului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să mergem foarte mult pe prevenție, având în vedere faptul că fumatul este principalul factor care duce la dezvoltarea acestor cancere pulmonare, și pe screening. Să facem diferența între persoana aflată la risc asimptomatică și persoană aflată la risc simptomatică deja. Pentru că medicul de familie primește pacient simptomatic. Prima dată vine la medicul de familie acest pacient care fie tușește, fie scuipă sânge, fie scade în greutate, fie respiră din ce în ce mai greu, fie că se aud tot felul de zgomote din plămânii lui, îmi fierbe plămânul, domnul doctor, mai spun unii. Cancerul bronhopulmonar mai dă și formarea lichidului pleural, deci acea pleurezie de care vorbește lumea, care se formează pe lângă plămân, nu în plămân, dar care duce la o disnee progresivă. Deci pacientul respiră din ce în ce mai greu, pentru că acel lichid de pe lângă plămân comprimă, crescând, comprimă plămânul și deja nu mai are rezervă funcțională cu care să respire. Este anulată zona din plămân respectivă, practic. Sau vine cu durere toracică. Deja faptul că are o durere toracică sau are o răgușală, o simplă răgușală, poate să însemne un cancer bronhopulmonar depășit ca sancțiune chirurgicală. Și asta poate fi un semnal de alarmă pe care medicii de familie îl pot identifica și pot să trimită imediat pacientul către noi. Pentru analize de sânge, pentru o radiografie toracică, în funcție de asta, pentru computer, tomografie și, nu în ultimul rând, bronhoscopie. Este cea mai importantă pentru că va confirma histopatologic acel cancer, va oferi acele biopsii atât de necesare oncologului pentru teste imunohistochimice ulterioare și teste genetice pentru a personaliza cât mai mult tratamentul și va și stadializa cancerul exact astfel încât la externarea pacientului de la pneumologie acesta va ști clar unde să ajungă, ori la chirurgie toracică, ori la oncologie. De ce este foarte important acest screening de care vorbeam? Pentru că, de exemplu, acest aparat are o funcție suplimentară față de alte aparate simple care permit identificarea leziunilor endobronșice incipiente, preinvazive, se spune, până în stadiu de cancer invaziv. Leziuni preinvazive. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceste leziuni pot fi urmărite în timp, poate chiar sancționate, inclusiv endoscopic, dacă nu chiar chirurgical, astfel încât pacientul să nu ajungă într-un stadiu inoperabil. Metoda se numește LCI, Linked Color Imaging, și cu un joc de lungim de undă și cu un joc computerizat de amplificarea contrastului dintre structurile anatomice, normale și anormale, îmi permit mie ca bronholog să diferențiez mult mai bine între ce este normal și ce este anormal. De ce e important? Pentru că pot să fac biopsie acolo unde este anormal, pentru că văd mai bine. O altă funcție este stadializarea. Pot să-i spun chirurgului dacă este un caz operabil, până unde se întinde infiltrația tumorală, astfel încât acesta să știe unde să taie. Și stadializarea este de asemenea importantă pentru a ști dacă acel caz este pentru chirurgie, va fi trimis către chirurgie, deci va avea sancțiune curativă, sau către oncologie, pentru tratament oncologic.